De astăzi, la școala gimnazială din satul Breznița Ocol, mai multe echipe multidisciplinare formate din medici și asistenții medicali din București realizează consultații medicale pe diverse specializări și investigații primare gratuite. Este vorba despre un program național implementat de Crucea Roșie Română în slujba unui viitor sănătos. În perioada 26-27 august, Comuna Breznița Ocol găzduiește Caravana de Bine, alege un viitor sănătos. Între orele 10-18, cetățenii din zonă și nu numai se pot prezenta la școala gimnazială din satul Breznița Ocol pentru consultații medicale moderne. Primarul Cătălin Drăghici, un om implicat și un bun profesionist, susține de fiecare dată toate acțiunile benefice pentru oamenii pe care îi reprezintă. Pentru acesta, sănătatea cetățenilor este prioritară, din acest motiv a susținut proiectul Crucii Roșii și l-a sprijinit prin intermediul instituției pe care o reprezintă, oferind un spațiu adecvat pentru desfășurarea acestei acțiuni. În comunitatea noastră avem un număr mare de medici, specialiști, cât și asistenți medicali din București. Este în desfășurare un proiect al Crucii Roșii, un program național, printre care vreau să-i mulțumesc doamnei director Coardă, cât și domnului director Dârpeș pentru sprijinul acordat și sper să vină cât mai mulți cetățeni. Analizele constau în EKG, în glicemie, cât și optometrie. Ne bucurăm că îi avem alături și sper să fie benefic pentru comunitatea noastră. Caravana de Bine a Crucii Roșii Române este un proiect de amploare, dedicat în special persoanelor vulnerabile și menit să ofere acces la screening medical pentru depistarea unei game variate de afecțiuni. În contextul pandemiei pe care o trăim, sănătatea este mai importantă ca oricând, însă oamenii sunt obișnuiți să trateze decât să prevină și merg la medic doar atunci când apar primele simptome alarmante ale unei boli. În urma colaborării foarte bune între filiala de Cruce Roșie Mehedinț și primăria Breznița Ocol, ne-am gândit să organizăm această caravană care vine în sprijinul locuitorilor. Crucea Roșie Română în parteneriat cu Federația Internațională a Crucii Roșii derulează acest proiect Caravana de Bine în România. Ne regăsim printre cele 16 județe unde vine caravana împreună cu medicii specialiști, avem pentru 6 specialități. Nu s-au spus, vi le spun eu să se știe că va sta și azi și mâine caravana aici, de la ora 10 la ora 18. Prin parteneriate cu oameni de bine, medici și personal medical, Crucea Roșie aduce specialiști din diverse arii: pediatrie, cardiologie, medicină generală, diabetologie, oftalmologie, dar pot beneficia și de măsurarea tensiunii arteriale și a glicemiei, EKG și ecografie abdominală, examinări care pot depista o serie de afecțiuni. În urma acestor consultații se vor elibera scrisori medicale cu rezultatele clinice, paraclinice, precum și recomandări terapeutice care vor fi urmate sub îndrumarea medicului de familie. Pe lângă că sunt medic pediatru, sunt și voluntar la Crucea Roșie de peste 12 ani, iar când am auzit de acest proiect, Caravana de Bine, care își dorește să facă consultații în medii mai puțin accesibile medicinei, să zic așa, am zis un mare da, pentru că odată mă pasionează ceea ce fac, dar și activitatea mea de voluntar la Crucea Roșie și am zis cum să nu mă implic în acest proiect care e de mare impact. Proiectul își propune să promoveze în rândul oamenilor importanța prevenției, să îi ajute să conștientizeze riscurile la care se expun, neglijându-și sănătatea și să le crească încrederea în medicii care le pot salva viața. Am participat astăzi alături de voluntarii Crucii Roșii filiala Mehedinț și echipe multidisciplinare formate din medici și asistenți medicali la o acțiune de informare și consiliere a cetățenilor pe diferite domenii din sfera educației pentru sănătate și a necesității screeningului și a vaccinării ca metode de prevenție. Cu toții ne dorim să avem o stare de sănătate cât mai bună și de aceea aceste activități sunt deosebit de importante și binevenite în același timp pentru locuitorii județului Mehedinț. Cetățenii din comuna Breznița Ocol s-au bucurat că această caravană a ajuns și la ei în zonă. Da? Ce probleme aveți? Probleme să ne controlăm și noi ca toată lumea. Să vedem dacă suntem sănătoși sau avem probleme. V-ați mai făcut până când m-ați
consultație? A trecut mult timp de când n-ați mai făcut? Nu prea am fost să fac control la stomac. Odată la ochi aici am mai venit acum 2 ani sau 3 ani tot aici în școală. Și eu sunt mie de serviciu aici și trebuie să mă fac și eu ca toată lumea. Da. Este binevenit, da, această binevenit, acțiune, da, pentru dumneavoastră. Toată lumea să se facă, să știm ce avem și probleme să le rezolvăm. A trecut mult timp de când v-ați mai făcut niște investigații? N-a trecut mult, că am fost la control de inimă acum 2 săptămâni. Ce consultație ați de inimă? Și mi-am niște pastele de băut, mai veni și aici. Datorită implicării primarului Cătălin Drăghici, cetățenii din Breznița Ocol beneficiază de cele mai bune condiții de trai. Comuna este cochetă, asfaltată, curată și cu tot ceea ce își doresc oamenii pentru o existență civilizată. Reabilitarea rețelei de apă și canal, dar și modernizarea infrastructurii rutiere sunt doar câteva dintre multele realizări la nivel local.